Când spui mare, spui în primul rând răsărituri de soare, apa frumoasă, liniște, pescăruși. Bă, dacă îmi vine Marin și-ți bate în ușă, frate, poți să fii și în Ecuador, că tot auzi, că tot te scoli. Bună dimineața, da. Nici n-am dormit zilele astea, că am zis, mă, ăsta intră în rulotă, ne pune un șarpe pe dedesubt. Pe la cât e de nebun, jur că te aștepți la orice. Bună dimineața. Uite-mă, când vezi așa ceva, cum să nu-ți meargă ziua bine? Am bătut la toată lumea pe la ușă, m-am dus la copiii mei, tot așa. Gimnastică, masaj. Vezi cum mi-am obișnuit băiatul dimineața, e? Stai liniștit. Eu nici n-am mișcat. Vă dau cuvântul meu de onoare, eu mi-am pus pătura că știam ce urmează. Eram în cearceaf așa, stăteam înverit până aici și mă uitam. Și vedeam cum îi face. N-am zis nici măcar n-am făcut ca să audă sau ceva să vină. Și acum ca la tăticuțul tău așa dimineața. Deci cum uite așa. De ce? E bine așa. În secunda în care s-a așezat pe pat așa... Tu ce faci, mă? De ce nu te... Ce? Stai, bă, ești nebun la că mi-a sărit inima, pe cuvânt. Deci chiar omul nu știu ce are, îi bate pe dreapta în continuu. Oricum, eu sunt mai vână decât el, nu știu cum îl bate pe el mai mult, că eu mi-au mai rău un pic. Câteodată te iubesc atât de puțin și te urăsc atât de mult, încât nu poți ținut. Vorbești serios? Da. Adică cum? Adică dacă... Masaj! Îți pregătesc masaj! Pentru crimă! Pușcărie! Eu așa... De ce zici? Nu zici nimic, doar m-am uitat. Că dacă nu se făcea pușcărie pentru crimă, tu erai primul merlit. Mi-am mai luat 15 minute să mă ridic din pat, pentru că masat așa cum eram, n-am mai putut să mă ridic. Liviu, în fiecare dimineață, ne trezește neamărit, facem micul dejun, mâncăm toți împreună, terminăm de mâncar, mai povestim și după ora jumate ajunge nebunul asta de Liviu. Se bagă ochelarii în ochi, nu se uită la nimeni în față, nici spune bună ziua, e nervos. Sony zice neamărit, eu vreau să le fac ceva la asta. Îi pregătește o dinamită lui Liviu. Am văzut că el mănâncă în fiecare dimineață rojii și mi-am gândit să le bag niște paprika la rojii. Auzi, ai poate să vorbească după aia? De necrit, sincer să vă spun, Andrei e puțin mai cu minte. Îmi dorea sufletul să le fac ceva. N-a reușit să bage? Și a zis, bă, ascultă-mi pe mine, hai să tăiem roșiile în două și le pui frumos, le bagi, că nu o să-și dea ei seama. Eu nu vreau să fiu martor la așa ceva, că nu mă interesează. Tai asta în două. Nu, martor. Nu, tai-o pe asta, ascultă-mă aici, uite aici, fii atent, stai așa. Și acum poți să-i bagi liniștit, că el mănâncă așa, să vezi. Și le-a băgat atât ardei de ăla prin roșiile astea, m-am gândit, Doamne, când ori veni și-o pune gura pe ăsta, bă, și ce o să facă la gură? Așa, pune cuțit, vedeai? Auzi, dă-le furculițe, cuțit. De ce nu mi-ați pregătit așa? Pentru că tu... Pentru că o să vezi de ce. Neamarin ăsta, uite ce băiat bun. Le pregătește farfuriile băieților. S-au împăcat așa dragoste mare între ei. Eu m-am dus la masă, greu, dar am ajuns. Bună dimineața, Andrei. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, să trăiți. Buongiorno, peșolino. Buongiorno, peșolino. Cluc, 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 cluc. Am găsit porția mea gata făcută. Și a mea și a lui Liviu. Ce s-a întâmplat? Am luat prima felie, am tăiat un pic de roșie. Nu toate stiuți, mă, nene, mă. A pus cineva ceva, Sanchi, la mișto. Ce vă plec, de-abia așteptați. Ce ai, mă? Dar nu, mie îmi place, uite așa, dar parcă e prea mult. Nu vedo. S-ar putea că obișnuit cu paprika. A mâncat, a simțit că era paprika, dar nu a murit. Vă readuc aminte că noi am venit dintr-o țară în care și pasta de dinți era picantă. Și cearceaful. Fața de pernă erau picante, totul era picant. Și m-am obișnuit, noi mâncam acolo, ne lua foc capul, creierul, transpira instantaneu. Ai pus bine piper, bre, pe aia. Eu? Uite exact cum trebuie. Eu? Să n-am parte de ce văd în fața ochilor, dacă eu am făcut. Ce botană, știi care e? Ai la masă! Și tot așteptam pe Liviu, așteptam pe Liviu, așteptam pe Liviu. A venit, zic, hai la masă, nu mănânc. Chiar m-a făcut-o. Mă duce capul, băi, îi simt când vor să-mi facă ceva rău. Nu le merge cu mine. Aveam mână niște caju. Dă și mie o dă. Nu vrei să-mi dai? Dă-mi unul de mână. Ce crezi acum? A scuipat pe toți ce dacă e eu. Caju? Da. Am înțeles la maul. Mi-a turnat o sticluță de apă în cap. De ce? Nu știu.
Am zis că nu-i problemă, las că mai și rocorit un pic la mărină, stai liniștit, ha, hai. Și așa nu mai curge apă la noi și mai avem un pic de pastă de dinți, bine că m-ai clătit. Dumnezeu cum mi le trimite, nu știu cum, dar Dumnezeu mi le trimite. O sticlă de apă, cam așa, tot zicea, ia-mă. Desfă-mă, desfă-mă, desfă-mă. Acum eu ce era să fac? Nu trebuia să iau cu piciorul așa ușor, am dus-o lângă domnul Barbu. Nu te mai face aici? No. A luat sticla și a dat-o mine. Dacă vedeți vânătaie ce am pe trup, sunt negru așa. De-aia pur și triconii. Mi-a dat cu sticla aia de mi-a rupt două coaste. Poftim mă rog că eu am coastele un pic mai acoperite așa. Că dacă nu le aveam acoperite, erau patru rupte. Dușmănie a dat-o, dușmănie, bă, nenorocit. Eu m-am dus și mi-am luat praștia, mi-am luat muniție. Uite-l pe mine, uite. Băi, Mudava! Jură-te! Mudava! Auzi, m-a tai început primul, eu zic să facem pace. Jură-te! Să vezi ce mi-ai făcut, m-ai învinețit aici. O sparg! Uite, uite, uitați față. Ieși afară de aici. Stai un pic, stai așa un pic. Ieși? Stai să că arăți bine, stai așa un pic. Ieși? Zi! Ieși afară! Sparge asta? Da! Ne dă afară din rulote și nu mai avem să mai dormim! Deci eu spun așa, să ieși acum, că altfel e gravă. N-am apucat eu să mai fac ceva, pentru că a venit Sony. Mi-am dut în ajutorul lui Neamărin. Mi-mi trebuie un scaun, deasupra la toaletă. S-a uitat deschis un geamă de la tavan deasupra unde e toaleta și acolo am putut să le pun niște petarde. Hai! Nu-mi faci nimic! Nu! Păi, băi! Îți dau foc la cir, băi! Băi, dacă vrei război cu mine, păi stai, bă, că-ți arăt o război cu mine. Hai, dați-mi mine! Băi! Fii atent aici! Dacă tu te bagi cu mine, italian bastardo, ce? Din ce? Mama, din te ard caravana când dorm. Da, stai să vezi ce să facă la corp. Păi aveți patru caravane și cortul, mă. Îți dau, am câmpit caravana, să te ferești de mine astăzi. Dacă Liviu vrea război, război o să fie. Ți-ai dat foc la valiză, Sony. Haideți, băi! Stai așa un pic că nu mai fac nimic. Din momentul ăsta, eu am încheiat orice vrăjeală cu Neamărin. Eu, băi, abuz să muncesc eu pentru cir, să fac eu, să dreg eu. Nu mai fac nimic! Lăsărați! Nu mai gata? Da! În țara asta de-i prezentare. Da, să vezi prezentare! Eia, prezentare! Asta vezi tu! Să bagă el! Ce te bagi, bă, tu, mă? Ce te bagi, bă, tu, bă, războiul meu cu Neamărin? Îl mănâncă în... Noi l-am găsit om serios. Parmigiano. L-am găsit om serios. C***o de perna, le pas spaghetti! Lo parmigiano la parații! De dimineață încep, hai! De dimineață, stai să vezi tu ce-ți fac eu prezentare în seara asta. Și m-am speriat, bă, nene, cu petarda lui cu tot. Tu de ce te duci la el? Tu? Eu? Andrei, tu! Păi dacă ai dat în mine, cum? Cu ce am dat în tine? Cum adică de ce te duci ea? Dar cu ce am dat eu în tine, mă? Cu ce? Băi, eu stăteam așa, pe loc, și el țintea la Liviu, dădea mine, bam, o dată, de două, de nouă. Ce să faci? Am trecut de partea cui trebuie. Dreptății! Partea dreptății. E, nici n-avei cum. Dacă ești atacat, ce să faci? Dor cu mine în aceeași rulotă, mănânci cu mine în aceeași farfurie. Apreșite, până aici. Asta, mâncăm și... Coana Leana, cum îl chemă? Băi, Coana Marga, ia stai liniștit așa un pic. Brenea Marga, stai un pic. Stai așa, liniștește Coana un Leana, pic. Coana Leana, da? Eu sunt Coana Leana. Nu mai facem nimic, ne iei cu apă, ne iei păi cu curcuduși. Da, că crezi că mai suportăm acest comportament? Deci așa, da? Nu mai fac nimic? Haideți să facem ședința când vă zic. Bă, doar să vă împar sarcinile ce aveți de făcut? Ni tu de sarcini. Da, cu apă, cu aia, de ce te bași tu? Mi-a dat cine o găleată la amândoi, eu chiar n-aveam nicio treabă cu el. Eu mă cetase, nu spuse nimic, direct pe spate, mi-a dat-o spatele numai apă. Dar de ce te bași tu? Ai desclanșat războiul, n-ai ce să-i faci. De ce te bași? El ne-o provochează. Gata! Stai să vezi ce o să râd eu... Diseară! Nu-i problemă! Ce ridem noi cu tine diseară, o să vezi! Fac mare smeu din cortul ăsta! Fac mare smeu! Trebuie să aibă și grijă, pentru că el e doar cu Andrei, dar cu o grămadă de italieni, circari, care, dacă ne vorbim între noi, luăm rulota lui și punem fix la mare! Neamărin, da. Dacă tu îi lași închis înăuntru, le bag altă bombă, dar chiar în interiorul. Și fumă-le, ți-le intoxicate. Păi eu mă duc și bag înăuntru imediat, că îi fug. Da. Bă, veniți sau nu veniți? Haide-mă! Haide-mă odată când zic. Dacă nu fii atent, sparg geamul și voi îl plătiți. Mie, dacă cineva mă minața,
e efectul contrario. O să devin și eu mai rău. Nu suportă amenințările. Bă! Stă în apă, prostul, bă! Bă, a căzut în apă! Bastardo din mama! Sfărâia de prea mult timp și a zis, bă, să vezi că a aruncat-o în apă și nu mai e bubuie. Și când am deschis ușa și... Mamă, să p***ță, mă! Mi-au pleznit, bă, timpanele, pentru că baia aia e și un fel de... Băi, nu vreți să știți fața cea mea. Nu mai râde, mă. Te-a băgat pomnița, te-a băgat pomnița. Mamă, spart timpanele, ești prost. Mi-a plăcut de... Nu l-am văzut niciodată așa de speriat, era câte așa avea făcut. Ureche, mi-a spart timpanul. Mi-au bubuit, nu mai de prostul că avem la te cunoști și mai aud, și așa nu aud. Să vezi ce aud acum. Mi-au bubuit timpanele, bă, nene, mă. Haideți, bă, afară, că muriți acolo, băi! Sonia, eu zic să te potolești. Vezi că ai rupt aia la rulotă? Eu zic să ieși. Eu zic să te potolești. Eu atât tot zic. Sparg. Zic, sparge-l. Așa? Divini, divini. Da, să mă potolești. Zic să te potolești. Suntem în tank și n-are cum să ne dărâme nimeni de acolo. Ori și dacă ne dărâme cu noi decât așa și... Deci nu vrei să mă asculte, Andrei? Ieși Andrei afară! 1, 2, 3... Ieși Andrei! Marina asta, mă uit că cu cât îmbătrânește, cu atât de, cu atât de mai mult în mintea copilor. Chiar fumul care lasă în petarde asta, neapărat trebuie să-i scotem din caravana. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Am văzut fumul ăla, gata, la mulți ani. Și am văzut să numărăm. 9, 8, 7, la mulți ani! Eram cu de revelionul. Stacă lumina, lumina, că e cald și... M-a dat drumul la aer și ne-a scos curentul. Deci nu puteam să mai respirăm. Și mă uitam la rulotă și vedeam pe marginea geamului cum iese fumul, așa. Deci a fost ceva fix ca în filme. Îi demontează rulota, nu se poate așa ceva. Mergem în vacanță! Mergem în vacanță! Ne-au căzut hainele, ne-au căzut geamantanele. Tot ce era picioare a căzut, nu vă minte. Oricum e bine, știi ce că e bine? Că acum am văzut cu ce am venit. Pe cuvânt, eu de când am venit, eu le-am pus potate pe masă. Acum când le-am răsturnat, acum am văzut ce lucruri frumoase. Vreau să-i mulțumesc unde am venit pentru asta, m-a ajutat. E un fel de tragere al lotoprono când se amestecă alea toate, o să fie bine. Îmi lăsa să pun aici la ușă. Tine, gata! De unde am văzut pe viking asta, Sandy, Anabel. Mama's Baylor. Prede, Sandy! A fost o luptă, o luptă. A fost greu pentru că noi doi am fost contra familiei. Dacă o familie reunită. Dacă au intrat în bătălie cu femeile. Am castigat noi italieni. Bineînțeles, ei sunt doi. Geamul a fost par de neamărin, Sandy și cu Super Mario. Toți trei să dea bani. Dar a fost el. Domnul Liviu trăgea înăuntru pe geam și a rupt. E Liviu, e Liviu. Liviu distruge tot. Al treilea război mondial, știi al treilea război mondial? Deschide ăla, leacu. Cine bate seara la rulota mea? Am ieșit afară din cetate, dar nu că ne-am predat cumva. Am ieșit afară să le arătăm că suntem soldați. Bă, care mă, am ieșit afară? Am ieșit învingători, am deschis porțile. Cu pieptul în față, ca români, măi, români. Ce, adevărat? Daci, adevărați. Tupeul cel mai mare l-a avut neamării. Hai! Dați-i drumul! Eu să mai fac ceva pentru mata! Ei, la bastardă! Nu pentru mine, băi! Însă avem spectacol umanitar! Ce mai trebuie? Că o să cumpăr! Zi ce trebuie! Tu trebuie să te duci cu Adriana Sandy. Și cu el să faceți orăz de floarea soarelui, să punem frumos... Mă duc eu și iau floarea soarelui după da. Câmp! Păi aduceți-l! Acum că e balul ăsta de caritate și nu pot să-mi bag joc de fetița asta care chiar are nevoie de niște bonișori, mai mă duc dacă e să mă duc undeva, dar nu când zice el, mă duc eu că vreau eu să arate cumva locul ăsta unde o să fie balul. 60 de pălării de floarea soarelui. Tăiem floarea da, soarelui, floare. Da, uite, uite cam așa. Da, ca să le facem, să punem pe fiecare masă. Uite, ne-a căzut ghiveciu. Na, n-am răstricat și ghiveciu. Nu cred. Pentru asta fac prăpăd, nu ca să-și eu nu vreau să ameninț pe nimeni. Dar noi plecăm în seara asta la București, pentru că avem te cunosc de undeva, avem altă emisiune și când ne întoarcem, o să ne întoarcem cu pe caimai. Întoarce cum a venit Ștefan cel Mare, da, te cu prin porți. Tău poare să bi puști pistoale. Apă clocotită, uleiul, clocotită, ulei, incins, tot. Cerneală, praf de scărpinat. Pentru 10 lei puteți să veniți în rulota lui Neamărin, să dormiți o oră în patul lui sau să vă ușurați în toaleta lui. Doar pentru 10 lei. Se bagă cineva?
Nu mai fani, la eu nimeni. Neamărie mai vine cu familia, cu nepoții. Doamna Mioara, mie mi-e rușine de doamna Mioara. Așa că am zis să nu intrăm la intimitatea asta a rulotei și să încercăm să-l dărâmăm psihologic. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Unde credeți că am ajuns noi în această minunată zi? Pe o insulă drăguță, undeva în Mangaia, la niște pescari. I-am spus că avem nevoie de scoici, de astea sunt neambarine. Am rapane, vă dau rapanele acum și îți promit că mâine, dacă îmi spui la ce oră, eu ți-aduc 40 de kg de scoici. Bun, dar ce trebuie să facem? Păi, am de spălat niște părci, am de descurcat niște plase și am de făcut curat pe aici, de săpat iarba prin curte. Bun. Ce trebuie să facem aici? Aceasta sunt niște plase de calcam. Prima sarcină pe care am avut-o a fost să descălcim o plasă de-aia interminabilă, care avea și un miros de trezea și morții din somn. Eu n-am fost în viața mea la pescuit, deci nu înțeleg nimic din ce se întâmplă aici. E foarte simplu. Prima lecție. Da. Descurcăm, să n-ai de crap sau alte... Astea le cumpărăm sau le facem? Le cumpărăm, doamnă. Aha. Nu se mai fac. Eu mă pricep foarte bine să susțin moral și mai ales cu privirea marea majoritate a sarcinilor pe care neamarii ni le dă. Hai, stai. Trage. Iuliana, ai adormit? Dormi? Păi, dar ce vrei să fac? Să tragi, uite când e rând, de asta gata. Dacă, așa, uite. Zice, trage, cum trage așa ajungi. Ia, de vrei, păi, de-aia n-am. Cum trage așa ajungi. De-aia n-am, că nu trag. Bună ziua! Sărăt, bună, bine v-am găsit, doamnă. Ioara, ce faceți? Andrei. Bună, Ioara. Liviu Vârciu. Adriana. Ce ai nevoie, mamă? De floarea soarelui. Cât ai nevoie? Vă 40-50 de bucăți. E să luăm mai puțină să ne batem joc de ea. Eu știu cum merg lucrurile în emisiunea asta. Noi vă rugăm pe dumneavoastră ceva și dumneavoastră n-aveți cum să ne dați gratis, că noi nici n-avem bani la noi. Și trebuie să ne puneți să muncim pentru ceva. Mi se pare normal. Perfect. Nu mi se pare. Eu vă spun așa. Vă rog eu frumos, e pentru un bal caritabil. Hai să nu mai clișeul ăsta. Am nevoie de ouă. Păi trebuie să călărești găina, trebuie să curezi găina, trebuie să vopsești casa, să-mi speli rufele, vezi că să trebuie vorbești să... cu cocoșul, cocoșul ca să facă ouă. Și după aia îți dau două. Nu. Firar mama lui ăla care o ridica un pai. Dacă nu ne dați, eu fur. Eu am trecut pe aici lângă niște de-astea de floarea sărului. Eu mă dau, cuțit. Dar voi o culegeți, nu mă interesează. Da, dar dai cuțitul, ne dai. Uite, mi-e bizar, bizar, te ești grijă. Inalul. M-a luat inalul. M-a luat inalul. Periculos. Nu e bun să facă mișcări bruște. Încă doar. Eu mai fost încă doar. Ai. Nici cu creierul n-are. Nici cu uită. Iubita mea, ce zici? Că ai floarea soarelui încolo? Să-i trebuie zerea mării. La mergem la câmp. E agent secret. Agent secret trimis de la Mărin. Da. Bine, hai. Pot să iau... Aduc cuțitele. Ce faci, măi, năsucule, mă? Ce faci, mă, mami? Mă, vin aici la mama. Hai, uite-te. E trimis lui la Mărin. Ascultați-mă ce vă spun, vezi să nu te muști. Și seamănă la față. E trimisul. Auzi? Și seamănă un pic. Iei la rând și tai, auzi tu, toată iarba aia. Așa. Așa. Păi ce avem noi cu iarba asta? Că stătea frumușel aici. Lăsăm așa un pic de breton. Lăsăm un pic de breton partea asta să fie așa ca un... mai frumos asortat. Da, știi că dacă dispare verdele de tot, nu-i frumos. Natura e natură. Tu ține-l să nu cadă. Îl țin bine. Uitați-vă la Luciu. Ține-l bine. Deci dacă îi dai drumul, cade. Păi cade și se strică via. Eu niciodată nu trag de timp. Timpul trage de mine, eu nu trag niciodată de timp. Îmi desface și mie o barcă? Luciferul meu! Păi nu avem bărci aici, noi nu avem. Hai să desfac barca. Că se ia opinia publică de mine, că sprijin vie. M-a pus să spăl o barcă. Eu l-am întrebat, băi nene, păi eu spăl barca asta acum și peste jumătate de oră omul ăla să urcă în ea și să umple iar de apă. Nu că ăștia când se urcă în barcă trebuie să fie barca curată. Să fie barca curată ca să nu se murdărească peștele, pentru că alt motiv pentru care barca trebuie să fie curată nu există. Bine, am spălat barca. Tași. Gata, hai. Hai că te balansez. Adică te contrabalansez. Băi, surioare, băi. Bagă apa, scoate apa. Neamarine! Stai bine? Eu stau cu generația mea aici, voi munciți cu generația voastră, noi am muncit
De 10 ori mai mult ca voi. Noi suntem seniori. Păi da. Boboci. Da, acolo cu ei. Iuliana, nu vrei să faci treabă, nu? Barca, uite! Mărine, Mărine, toate fetele munceau. Măi, dragă Mărine. 45. Hai. Nu, 60 cum am cum trebuie. Faceți voi 20, că eu 10. Bă, ăsta tot timpul comentează, mă. Ești la goală? Păi a dat soarele. Ce? Tinerețea. Ia, dă-mă, dă-mă, ia, mai tine. Dă-mă. Iarăși a început nebunia. Deci de asta ești bună, nu? Bravo!